Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună sos beșamel și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 ml de lapte, 70 de grame de făină, nucșoară, piper, o foaie de dafin, puțin cimbru, sare și 70 de grame de unt. Pentru sosul beșamel vom începe cu untul, pe care îl vom pune la topit. După ce s-a topit untul, voi adăuga făina, amestec, gătesc foarte puțin făina, ca să nu mai fie crudă. Voi adăuga acum laptele, puțin câte puțin. Și continui să amestec. Voi schimba spatula cu un tel. Adaug și restul de lapte și continui să amestec până se va dizolva toată făina, iar amestecul va deveni cremos. Când făina s-a dizolvat, adaug ierburile aromatice, adică foaia de dafin și cimbrul, rat și puțină nucșoară, cam un sfert din această nucșoară, adaug și puțin piper, sare și continui să fierb amestecul până se va îngroșa. Am fiert sosul beșamel la foc mic, amestecând continuu, cam așa trebuie să arate. Trebuie să fie destul de gros, dar fluid. Voi opri acum focul, las sosul beșamel să se răcorească puțin și voi scoate ierburile aromatice. Sosul beșamel este gata, este un sos foarte aromat, se face foarte ușor, se folosește la lasagna, la diferite feluri de paste sau pentru a gratina diferite legume. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!